Marți, la Cimișlia, în Republica Moldova, a fost inaugurată tabăra pentru școlari din orașul moldovean, proiect cuprins în programul transfrontalier de colaborare semnat de Consiliul Județean Vaslui și Consiliul Raional Cimișlia. Instituția vasluiană a fost reprezentată la ceremonie de către președintele acesteia, profesor Dumitru Buzatu. Ieri am finalizat, deci a fost de fapt partea inaugurală a proiectului pe care l-am avut cu Raionul Cimișlia, de reabilitare a unei tabere pentru copii, un loc foarte, foarte frumos și foarte util pentru recrearea copiilor din Republica Moldova. Noi am avut un proiect de reabilitare care a cuprins doar o parte din această chestiune și am avut satisfacția să vedem că lucrurile acestea servesc exact scopului pentru care am sprijinit Raionul Cimișlia să rezolve problema acestui loc de odihnă și de recreere pentru copii. A fost o încântare pentru noi toți. Tot în același timp s-a desfășurat în tabăra respectivă și un proiect pe programul de cooperare transfrontalieră și exista un târg al meșterilor și copiii din tabără care au învățat meșteșuguri tradiționale. De asemenea, a participat preasfinția sa Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud. Trebuie să spun că am plecat cu mulțumire de acolo că am putut face un lucru concret pentru cei de dincolo de Prut. Cum sunt voci care reproșează președintelui Consiliului Județean Vaslui că instituția pe care o conduce susține financiar anumite unități de sănătate publică din Republica Moldova, replica acestuia nu a întârziat. Eu m-am săturat de discursul acesta demagogic cu frații, cu asta, de câte ori au ocazia să duc pe acolo și mai trag niște chiolhane, după care vin și mă critică pe mine. Nu vreau să le spun nimic.